Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitata mea vine de la Cluj, se numește Laura Cebec-Bolo, este directoarea Liceului Creștin Maranata din Cluj. Este un om frumos la suflet, este un om modest, de aceea mi-a fost destul de greu să ofer un titlu experienței și emisiunii în care, iată, i-a acceptat să fie invitată, pentru că realitatea este că prin Laura Cebec-Bolo, Dumnezeu a relansat Liceul Maranata. Bine ați venit la Jurnal de Credință! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și telespectatorilor care sper să fie câștigați prin experiența pe care o să împărtășim împreună. Așa este. Cum este să te simți chemat de Dumnezeu într-o misiune de educație, de a relansa un liceu creștin? A fost foarte greu de asumat titlul acesta. A trebuit să negociem minute în șir. Într-adevăr, am venit cu mari emoții spre Cluj, spre București și, practic, mi-e greu să povestesc experiența personală, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să fiu în lumina reflectoarelor și să fiu mai degrabă omul din spate care muncește și încearcă să performeze pe cât posibil și să ajute lucrarea lui Dumnezeu. Laura Cebec, încă o dată mulțumesc că sunteți aici. De unde începem povestea aceasta minunată a unui om cu Dumnezeu, un om chemat de Dumnezeu pentru o misiune? Povestea mea începe oarecum din copilărie. Am avut parte de o bunică adventistă. Nu provin dintr-o familie adventistă. Părinții mei la vremea aceea nu erau. Bunica mea m-a dus de multe ori la biserică și această experiență și-a pus amprenta asupra vieții mele și undeva la vârsta de 14 ani am luat decizia să-L urmez pe Dumnezeu. Eram încă un copil, aș putea spune. Eram în clasa 8-a și mă pregăteam pentru admitere la un liceu de matematică informatică și în biserica din Gherla, de unde sunt, am aflat de la cineva de existența liceului Maranata. Era chiar cu câțiva ani înainte de a începe acest liceu în Cluj-Napoca și, ca urmare, am gândit ca opțiune, ca o variantă pentru liceu, pentru admitere, Liceul Teologic Adventist Maranata. La vremea aceea era Seminarul Teologic Adventist Maranata. Și vorbim despre liceul pe care astăzi îl conduceți. Da, da. Practic sunt un absolvent al acestui liceu. Extraordinar. Și am revenit ca profesor peste câțiva ani. Haideți să continuăm povestea, cum s-a întâmplat. Așadar, ați devenit eleva liceului pe care astăzi, iată, îl conduceți. Cum v-a condus Dumnezeu prin această experiență, astfel încât, în final, să avem un astfel de titlu, omul prin care Dumnezeu relansează un liceu? Experiența a fost deosebită. Faptul că am ajuns în acest liceu, pentru mine a fost o apropiere de Dumnezeu. Practic, fiind la câteva luni înainte de botez și toată această poveste a clădit oarecum anii de liceu, relația mea cu Dumnezeu, cunoștințele pe care le-am aflat în liceu, prieteniile pe care le-am legat cu colegii de clasă, cu colegele de cameră, care au rămas prietenii pe viață. Practic, am dezvoltat mai mult decât, să spunem așa, o legătură cu liceul ca simplu elev și ulterior ca profesor, ci ca și o a doua casă, ca și o a doua familie. Pentru că am stat acolo în cămin, în internat, și acest lucru și-a pus amprenta asupra vieții mele. Practic, Liceul Maranata a devenit pentru mine o a doua familie. Cum a fost să deveniți profesor la liceu? Aici și aici este o poveste. Da, într-adevăr, am urmat, după finalizarea liceului, cursurile universitare,
Interesant a fost că tot oarecum legat de liceu, aveam o colegă de bancă cu care am rămas prietene pe viață. Ea își dorea să devină profesor, iar eu aveam vise de a deveni medic și tocmai situația s-a inversat. Și am ajuns să urmez facultatea de geografie, limbă străină. Și când am finalizat studiile, am revenit ca profesor, am susținut un examen de titularizare și am început cariera de dascăl, diriginte, a fost un început pentru mine și oarecum cu mari emoții, fiind școala în care am terminat, pentru că v-am spus, a rămas undeva în sufletul meu acest loc și am gândit că pot să fac ceva și să ajut această școală. Este foarte interesant că ați ajuns profesor în acest liceu, puteți să alegeți orice alt loc. Și cu toate acestea, l-ați ales, ați ales liceul Maranata. De ce? Mi-a spus un pic așa, dar simt așa nevoia să aflu mai multe. Într-adevăr, am avut șansa să merg la alte școli și chiar am refuzat la un moment dat și am făcut cumva două greșeli care m-au costat ulterior legat de două refuzuri privind titularizarea mea, de a mă fixa, titularizarea însemnând o fixare, o fidelizare pe post. Ulterior mi-am dat definitivatul și chiar pentru că Liceul Maranata a funcționat doar cu profil teologic și specializarea teologie adventistă, erau puține clase și puține ore, așa încât nu se putea întregi o catedră ca să pot să mă fidelizez și să mă titularizez în Liceul Maranata. Îmi doream foarte mult acest lucru. Nu vroiam să plec din această școală pentru că vroiam totuși să fiu aproape de ea și, pe de altă parte, mi-aș fi dorit să-mi găsesc o școală undeva în Cluj sau în apropierea orașului ca să nu fie foarte greu și cu naveta. Din acest punct de vedere, faptul că după ce am terminat și am ajuns profesor de geografie în Liceul Maranata, eu am continuat și studiile de științe economice și eram și la facultate și de aceea oarecum am refuzat alte oferte de a merge mai departe de Cluj și de a rămâne aproape și din perspectiva aceasta, dar și mai ales că mi-era dragă școala și nu vroiam să o părăsesc. Dar pentru un creștin a opta pentru o misiune, pentru că dincolo de a fi un așezământ de educație, creștinii văd în chemările pe care Dumnezeu le trimite către ei o modalitate de slujire. Ați simțit lucrul acesta, dincolo de sigur de anumite sentimente personale pe care le aveați și care s-au clădit cu timpul? Ați simțit și această particularitate, că Dumnezeu vă cheamă? Când ați simțit lucrul acesta? Într-adevăr, am simțit acest lucru pentru că m-am implicat, așa, ca și profesor, ca și dascăl la catedră, cu elevii mei, îi pregăteam pentru examenele de bacalaureat, am fost diriginte mulți ani, am avut multe promoții, mulți elevi care și-au dorit să îmbrățișeze, să spun așa, specializările care le predam eu, că la un moment dat am preluat și specializările de științe economice și geografie. Și am simțit că pot să pun o parte din sufletul meu în sufletul copiilor și să găsesc o oarecare împlinire sufletească dincolo de un simplu loc de muncă. E o lucrare a lui Dumnezeu. E o școală care e a lui, practic, așa am perceput-o dintotdeauna și ca urmare activitatea mea și tot ceea ce urma să fac în această școală era să îl slujesc pe el, pentru că în fața lui răspundeam oarecum pentru ceea ce fac. De ce vorbim în experiența dumneavoastră despre o relansare? Așadar, am ajuns cu povestea la momentul în care sunteți profesor, titularizat chiar, nu? Nu eram. Încă nu? Nu. Atunci vă las să povestiți. Da, într-adevăr, n-am reușit pentru că
fiind orele de geografie foarte puține, așa la nivel național, greu se formează catedre și ca urmare n-am reușit să găsesc un post în Cluj sau în apropiere ca să încerc să fac o titularizare între școli împreună cu Maranata. La un moment dat era o speranță, dar fiind, cum v-am amintit, un număr redus de clase, inspectoratul nu a fost de acord. Și din această perspectivă ne îndreptăm oarecum spre un moment de cotitură din viața mea, că la un moment dat chiar aveam gândul să renunț la sistemul de învățământ și să lucrez în privat. Având și specializarea în domeniul economic, îmi doream să, fiind oarecum așa în sufletul meu, așa cu oarecare tristețe că nu reușesc să mă titularizez, și să părăsesc învățământul. Dar a fost, să spun așa, o schimbare de macaz în viața mea. Și ajung în anul 2016, undeva pe final de an, era în vacanța de iarnă, când primesc un telefon din partea bisericii în care sunt rugată să preiau conducerea liceului Maranata. Acesta a fost oarecum așa un declic în viața mea, pentru că mă gândeam să părăsesc învățământul, dar în același timp, practic, a fost o provocare și pentru mine, din punct de vedere personal, de a da tot ce pot, mai mult, din sufletul meu și oarecum mă luptam cu Dumnezeu în rugăciune și mi-a fost greu să accept această funcție, această provocare, pentru că școala era într-un declin simțitor în acei ani. Am trecut printr-o experiență tristă ca instituție prin 2014, la finalul lui 2014, și ca urmare imaginea școlii a fost profund afectată. Din această cauză, numărul de copii erau din ce în ce mai puțini. Ne întreba inspectoratul dacă reușim să formăm clase. Eram așa cu sufletul la gură, dacă pot spune așa, în ideea dacă vom începe din nou o altă clasă din septembrie, fiind un nou an școlar. Așa că provocările au fost mari și mă gândeam, oare, Doamne, de ce? De ce eu? De ce a trebuit să fiu numită și oarecum de ce te-ai gândit la mine? Ce trebuie să fac? Și am zis, nu pot să stau și să aștept și să nu fac nimic, să stau așa cu mâinile în sân și să aștept. Și mă gândeam așa, Doamne, poate să nu fiu eu cea care, știu eu, pun lacătul pe școală. Mi-am dorit din tot sufletul să nu se întâmple acest lucru și am conștientizat că trebuie să fac ceva. Știam că sunt niște demersuri de făcut din punct de vedere legal ca să putem să cerem în planul de școlarizare alte formațiuni noi, să începem cu alte niveluri de școlaritate din perspectiva de a dezvolta oferta educațională a școlii noastre, și în acest punct de vedere mă luptam cu Dumnezeu efectiv și îi spuneam, ce trebuie să fac? Ajută-mă tu! Toată lumea oarecum ne descuraja și ne spunea, nici de cum nu veți reuși, acum au trecut atâția ani de la înființare, e greu să obțineți alte clase când foarte multe alte școli își reduc numărul de clase efectivele, natalitatea scăzută, copii din ce în ce mai puțini. Era oarecum, din perspectiva exterioară, așa un vis greu de realizat. Dar i-am spus lui Dumnezeu, dacă este școala ta și ai dorit să fiu aici, atunci te rog, deschide uși. Te rog, fă minuni, așa cum ai făcut-o în trecut. Chiar dacă omenește, ni se pare imposibil. Chiar în primele zile după ce am fost numită ca director, a trebuit să merg la inspectorat cu planul de școlarizare. Și doamna inspector adjunct general, care era la vremea aceea, i-am spus povestea mea,
istoria mea, că nu mi-am dorit să ajung director, faptul că școala este într-o criză, încercăm să dezvoltăm, vrem să facem ceva și oarecum am încercat să-i smulg doamnei o promisiune. Să încerc să... Dacă reușesc să obțin acreditările din partea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, cum îi spunem noi în sistem ARACIP, și visam să am un nivel și să avem nivelul primar, pentru că foarte aproape de școală s-a dezvoltat un cartier nou, un cartier unde sunt foarte multe familii tinere, ceea ce timpul când eram eu elevă, știam că acolo mergeam la Săniuș sau la Foc de Tabără și acum era o zonă care putea fi abordată din perspectiva copilașilor, potențial elevi pentru liceul nostru. Și așa ne-am gândit la nivelul primar, ca să deschidem și un nivel primar și să diversificăm și oferta pentru partea liceală să fie și un profil real, științele naturii sau matematică informatică, pentru a fi mai atractiv din perspectiva părinților și a elevilor care vor să vină spre școala noastră. Și din acest punct de vedere... Erau clar, da, într-adevăr. Și doamna inspector, spuneați că încercați să-i smulgeți o promisiune. Da, așa este. Doamna nu mi-a spus nici da, nici nu. Dar oarecum m-am agățat de faptul că nu a fost un refuz și am privit ca o provocare. Interesantă abordare și autosugestie, da, pe care v-ați... Că, pe lângă acest dacă lucru... n-a spus un nu, e bine. Într-adevăr, da. Poți să visez în continuare și să mă rog. Așa este și mai ales că cumva dânsa... Nu m-a refuzat, dar a spus totuși ceva. Încearcă să-ți faci temele. Adică să te pregătești și să faci din punct de vedere legal tot ce ține de școală, să ai toate autorizările, hotărârile și după aceea vom vedea ce va fi. Pe lângă asta, oarecum am creat așa legat de doamna inspector, de multe ori mi-am spus ofu. Vă spun că de multe ori poate am vărsat o lacrimă la dânsa în birou și îi spuneam provocările cu care mă confrunt. La un moment dat chiar au fost așa niște sugestii sau, mă rog, niște presiuni asupra mea ca să renunț la directorat. Eram chiar la început și dânsa m-a încurajat și chiar mi-a spus niște cuvinte care pe mine cumva m-au marcat și mi-au dat un imbol să merg mai departe. Dânsa mi-a spus nu renunța, du-te mai departe, poate pentru o vreme ca asta ai fost pus aici ca să încerci să demonstrezi, terminând și un master pe partea de management. Cumva cuvintele dânsei a fost să încerci să aplici ceea ce ai învățat la facultate din perspectiva managementului. Și cuvintele... Poate că pentru asemenea vreme ai fost chemată ca să relansezi un liceu. Să știți că cuvintele doamnei inspector m-au încurajat foarte mult și au fost practic o ancoră pentru mine ca să merg mai departe. Să nu renunț, pentru că, vă spun, m-am rugat foarte mult, am postit, m-am luptat cu Dumnezeu în rugăciune dacă să merg mai departe sau să renunț. Și... Ce era cel mai greu? Pentru că, dincolo de dificultatea proiectului, există o dificultate a asumării. Oare să merg înainte e planul lui Dumnezeu, e voința lui Dumnezeu? Ce era cel mai complicat în tot ansamblul acesta? Care vă determina așa să aveți buciumul acesta suflete, să practic, să vă luptați cu Dumnezeu în rugăciune, ați spus. Da. Adevărul că... Neîncrederea era... pe care o aveați în școală, în oameni, în inspectorat, în dumneavoastră. Era într-adevăr, pentru că erau multe voci care spuneau și în anii anteriori, prin care...
S-a încercat, să spunem așa, la nivel de discuții, să dezvoltăm oferta educațională. A, inspectoratul nu o să aprobe, nu o să fie posibilitatea de a relansa, de a merge mai departe, de a crea alte niveluri, alte clase. Pe de altă parte era și criza prin care am trecut, imaginea care era în teritoriu a școlii. Pe de altă parte, frământările mele fiind, așa cum știu ca și o persoană care mă zbat mult pentru ceva și mi-aș fi dorit să fie ceva cu succes, în ideea de a nu avea un eșec. Era și teama aceasta. Și toate aceste temeri, oarecum, mi le-am spus lui Dumnezeu și le-am pus înainte. Și am zis, Doamne, e școala Ta, Te rog să intervii. Eu încerc să-mi fac partea, cât pot și cât mă pricep mai mult. Dar sunt și eu un simplu om, cu defecte și fără experiență, și ca urmare, ajută-mă Tu, deschide Tu. Eu cred că lui Dumnezeu i-a plăcut rugăciunea aceasta, pentru că astăzi, la acest aniversar, 30 de ani, Liceul Maranata, vorbim despre o altă imagine, dar ajungem și acolo. Ce a făcut? Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe au urmat provocările anului 2017, în care, v-am spus, în ianuarie discutam cu doamna inspector, în martie am și depus cererile pentru a obține autorizările dorite pentru nivelul primar și pentru un alt profil de liceu. Și oarecum această perspectivă de a aduce evaluatorii cât mai repede la noi în școală a fost oarecum amânată, pentru că primeam o altă inspecție în școală, și anume din partea diviziunii. Am avut vizita de la AAA, cea care oferă din partea Departamentului de Educație acreditarea pentru școlile adventiste. Iarăși, oamenii aceia care au venit, printre care și fratele Marius Munteanu, care a coordonat acea echipă, când au auzit de planurile noastre și de perspectiva pe care o aveam în martie, depunând acele cereri, faptul că eram la început cu experiența mea administrativă, a fost a doua persoană care m-a încurajat în experiența mea să merg mai departe și mi-a spus nu renunța. Aceste două ancore care au fost în acel an m-au condus să ajung în noiembrie 2017, când a venit acea inspecție. Dar înainte de asta am avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu, în care cumva mi-a dovedit încă o dată că El deschide ușile pe care nouă ca oamenii se par imposibile. Aveam nevoie din partea ISU pentru clădire de un aviz, de o adeverință prin care să dovedesc faptul că este o clădire care oferă siguranță pentru elevi și pentru noile niveluri pe care le visam și le doream în școală. Am încercat să depun actele, aveam puține acte. Clădirea nu ne-a aparținut nouă la începuturi. A fost la o altă școală, nu prea am reușit să obțin, din păcate, de la școala vecină actele necesare. Dar am adunat și am încropit un dosar, le-am depus, banii erau deja plătiți pentru acea autorizare, practic toate formalitățile erau făcute, mai erau câteva zile până la vizită. Și așteptam să primesc un răspuns pozitiv, pentru că altfel dânsii de aici, de la București, nu puteau să vină în inspecție în școală la noi. Așteptam, eram așa cu inima strânsă și dânsii mi-au spus că o să primiți răspunsul, o să fiți anunțat. Tot am așteptat, nu s-a primit nimic. La un moment dat, neavând niciun răspuns, încerc să apelez la cineva din primărie cu care am mai întreținut relații legate de școală pe partea administrativă și în ideea să întreb pe doamnele dacă nu cunosc pe cineva
de la această instituție prin care să urgentez oarecum, pentru că eram în impas și așteptam un răspuns peste câteva zile să dau un verdict. Poate veni comisia sau nu. Nu știa mai nimeni pe cineva de acolo sau care erau, domnii erau retrași în rezervă, nu mai colaboraseră de mult timp. În schimb, la un moment dat, o doamnă care era acolo își amintește de cineva, îl sună pe un domn și da, îmi spune, Maranata, știu că a depus o astfel de cerere. Eu am rămas așa puțin surprinsă, auzind discuția, eram de față acolo și... Zilele următoare mă duc la ISU și să obțin hârtia, să întreb care este rezultatul și răspunsul era pozitiv. Am primit și vă spun, când am ieșit din acea clădire, mi-am ridicat privirea în sus și am zis, Doamne, îți mulțumesc, ai făcut o minune, încât chiar m-am uitat pe data care era pe acea adeverință și era înainte de a discuta cu domnii de la primărie și de a avea, să spun așa, intervenția mea omenească. Și m-am minunat cum Dumnezeu, faptul că n-am depus nu știu ce acte ca să dovedească acest lucru, Dumnezeu a răspuns înainte cererii mele. A venit comisia, probabil? Da, într-adevăr, a venit comisia și atunci am avut o experiență extraordinară cu niște oameni deosebiți. Nu aveam o cale de acces pentru persoane cu dizabilități. Soțul meu atunci a promis comisiei că rezolvă și în 2-3 zile cât au stat la noi în școală s-a rezolvat și această problemă. El mi-a fost într-adevăr de mare ajutor în toată experiența aceasta pe care am avut-o. Dar mai mult de atât, domnii au fost încântați de ceea ce am pregătit ca acte, ca și documente, ca infrastructură, ceea ce am pregătit pentru visele noastre, să spunem așa. Dar era o singură obiecție în dreptul meu, ca și director. Cum v-am spus, nu m-am luptat, nu am dorit acest lucru și ca urmare, pentru a fi, să spunem, din perspectiva Ministerului Educației și a acestei agenții, ARACIP, era nevoie ca directorul să fie profesor titular, să fi dat un concurs, ceea ce eu aveam aici niște minusuri, oarecum și din vina mea, oarecum și că sistemul nu putea să ofere posturi titularizabile, dar aici am avut, să spunem, un item care nu a putut fi îndeplinit. Atunci, ce era de făcut? Exact. Ce e de făcut? Când omul care se zbate, da, tocmai el devine problema. Exact. În situația aceasta am venit aici până la București, la Ministerul Educației, la ARACIP, și am încercat să găsesc o soluție. Și ni s-a sugerat să găsim un director care să aibă toate condițiile care să le îndeplinească pentru a putea trece de acest impas. Inspectoratul de la Cluj chiar mi-a spus, zice, mai așteaptă, lasă până o să-ți rezolvi ale tale și după aceea, dar am spus, nu pot să las acest proiect pentru că e cumva destinele școlii în joc, nu ale mele personale. Proiectul acesta trebuie să meargă înainte, cu mine sau fără mine, n-are importanță. Ca urmare, am încercat să găsim un om. Și acel om l-am găsit cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că și aici a fost, cumva, am văzut mâna lui, pentru că chiar în acele momente când am transmis bisericii acest lucru și s-au început discuțiile cu dânsul. Nu mai era director, deși a fost mulți ani cu domnul Popescu, care a fost la Craiova mulți ani directorul Liceului Adventist. Și dânsul ne-a întins o mână de ajutor și pentru câteva luni a fost la noi director. Pentru că dânsul avea o experiență, era titular, avea toate actele necesare pentru a îndeplini acești item care se cereau din perspectiva ARACIP-ului. Deci v-ați dat la o parte, da, și ați oferit, da, într-adevăr, mi-am dat demisia. Care avea, v-ați dat demisia? Da. Wow! Și ce s-a întâmplat în perioada aceasta?
L-am ajutat în această perioadă, mă rog, legat de proiectul pe care doream să-l facem mai departe și cumva să nu stăm pe loc și să mergem înainte. Atât cât s-a putut, ca și dascăl. Eu, între timp, încercam să-mi rezolv și problemele mele personale oarecum, să încerc să-mi găsesc o școală. Am dat din nou examen de titularizare, 2018. Mi-am găsit o școală departe de Cluj, făceam naveta. Eram oarecum implicată și la școală să și ajut. Pe de altă parte, încercam să reușesc să îmi rezolv problemele care le aveam. Să mă titularizați. Da, da. Și iarăși aici ajungem pe final de an 2018. Domnul Popescu ne părăsește, s-a pensionat. Și iarăși am revenit ca și director. Dar oarecum... De data aceasta a fost posibil? Da, pentru că deja autorizarea se obținuse, dar eu eram în curs de titularizare pentru că obținusem deja acordurile celor două școli și era o lege la momentul respectiv care oferea posibilitatea titularizării în școală pe baza legii care era la momentul respectiv. Și urma doar să-mi depun dosarul în aprilie și să se rezolve toată problema. Dar, surpriză, 2019, se declară acea lege neconstituțională și se anulează. Ca urmare, acel post visat de a deveni și de a deveni titular, oarecum s-a spulberat. Da. Era din nou vizita, chiar în acele zile, era din nou vizita intermediară din partea diviziunii la noi în școală, chiar în acele zile. Și m-am gândit ce soluție ar putea fi. M-am dus la inspectorat, am vorbit cu doamna inspector, la resurse umane și le-am spus dacă tot ați, e acel post viabil între cele două școli, dacă tehnic se poate, scoateți-l în concursul național de titularizare și mă duc din nou la concurs. N-am altă șansă, n-am altă soluție. Și îmi spune doamna, uitându-se la mine, da, crezi că mai poți? Zice, e o provocare uriașă. Te ocupi și de administrație, ești și profesor, faci și naveta. Mai ai timp să te pregătești pentru un alt examen? O să ai contracandidați, o să fie postul valabil pentru toată lumea. Așa că intri în concurență cu toți care se vor înscrie. Crezi că o să fie ok? Și am zis, asta e, mergem mai departe. Și ca urmare, ajungem în 2019, în vara lui 2019 și merg din nou la concurs. S-a scos postul la concurs. S-a scos postul la concurs, da. Și v-ați înscris la concurs. Între două școli, da, într-adevăr. Și era singurul post care s-a scos pe geografie. Erau mulți candidați, undeva peste vreo 60 de persoane. Vă spun, din perspectiva mea personală, iar aici am avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Având puțin timp, ocupându-mă și de alte lucruri care erau pentru școală, timpul meu a fost extrem de limitat. Nu e ca o laudă personală, este doar meritul lui Dumnezeu. Au fost doar câteva zile în care am reușit să mă pregătesc. Și vă spun, am intrat în sala de examen, am scris în continuu 4 ore și așteptam rezultatul. Să respirăm. Rezultatul. Wow! Care a fost rezultatul? Care oarecum pe mine mă așteptam, pentru că întotdeauna am avut note destul de mari și de asta oarecum a fost dezamăgirea mea, dar de data aceasta a fost nota maximă. Nota maximă. Am fost așa o surpriză și pentru cei din inspectorat și pentru mine personal și a fost încă o confirmare pentru mine că Dumnezeu vrea să merg înainte. Wow!
Nici nu-mi pot imagina sau aș vrea să-mi imaginez cum au fost cele 4 ore în care ați scris continuu. Da, cred că ați avut 28 de pagini. Cât? 28 de pagini. 28 de pagini. Da, și am luat, practic, în timpul care m-am pregătit, efectiv, n-am reușit să trec peste bibliografie, ci doar am luat, efectiv, de când am terminat facultatea, toate subiectele care s-au dat în fiecare an și am încercat să le rezolv. Și, practic, în aceasta a constat pregătirea mea și a fost... Așa, o provocare pentru mine personal. Oarecum mă așteptam și în acele momente în sala de examen simțeam parcă așa cum Dumnezeu mă inspiră și îmi dă gândurile ca să aștern pe hârtie, parcă nu mai reușeam să scriu tot ce îmi venea să scriu. Nota maximă. Da, a fost nota așa. Nota maximă pentru un proiect maxim de relansare, de relansarea unui proiect atât de important pentru oameni, pentru Dumnezeu, pentru dumneavoastră. Ce minunat e Dumnezeu! Aștept mai departe că în 2019 cred că a și renovat clădire. Da. Adică dacă s-ar rezuma totul numai aici... Exact, era chiar luna iulie când era examenul de titularizare și tot în acea perioadă, practic, am primit o nouă veste și chiar vorbeam așa cu Dumnezeu și îi spuneam: Doamne, dar nu se mai termină? Oarecum nu voi avea un an de liniște, să spun așa, să după atâta zbatere și după toate provocările, pentru că au mai fost și alte inspecții și audituri și am trecut prin multe. Eram deja, simțeam așa că ajung la un grad de epuizare. Dar Dumnezeu, chiar în iulie atunci, 2019, primesc un telefon de la primărie și îmi spune un proiect de investiții pe care l-am avut ca și școală undeva în urmă cu 11 ani, tocmai s-a aprobat. Nimeni nu mai credea că acel proiect se va realiza vreodată. Practic, devenise așa un subiect hilar, că nu se va mai întâmpla niciodată și oarecum era un vis care ne așteptam să nu se mai realizeze cumva niciodată. Dar nu știu cum a întors Dumnezeu lucrurile și le-a purtat în așa fel, încât tocmai în 2019 să se găsească o firmă care să obțină licitația pentru un proiect de reabilitare a clădirii și mansardare. Era un proiect uriaș, o investiție din partea primăriei și pe această cale le mulțumim pentru toată încurajarea și susținerea, pentru că a fost un proiect practic cu o sumă destul de mare care a ajutat să îmbunătățească condițiile, infrastructura clădirii pentru a oferi elevilor și pentru perspectiva noastră care era în celălalt plan de a dezvolta oferta oarecum cireașa de pe tort, care aducea un plus pentru dezvoltarea școlii. Și am avut și aici cu primăria, cu cei care au colaborat cu noi, experiențe extraordinare. De asemenea, a fost provocarea relocării clădirii și a tot ce a însemnat școală, clase. Primisem tot în același an aprobare pentru clasa pregătitoare. Era practic un prim pas din dezvoltarea ofertei educaționale, din autorizările care le primisem deja din partea RACIP-ului, anul de debut pentru clasa pregătitoare pentru nivelul primar. Eram așa cu emoții că vom fi mutați într-o altă școală, ce vor spune părinții, poate își vor retrage copiii văzând condițiile improprii în care am ajuns. Am colindat multe școli ale Clujului să încercăm să găsim spații cât mai adecvate, dar eram și cu internat, eram și cu liceu, aveam nevoie și de, să spun, pentru clasele mici, spații. Ca urmare a fost destul de dificil. Toată luna aceea, august, am colindat pe la primărie, pe la inspectorat sau școlile din Cluj, ca să obținem un loc unde să reușim să ne mutăm. Provocarea mutării a fost... Păstrându-se liceul așa frumos și aranjat cum era, nu? Dar liceul intra în șantier, absolut tot. Și noi a trebuit să plecăm, practic eram clădirea pe 3 etaje plus parterul și acum am primit practic doar 2 etaje dintr-o clădire.
practic am fost comasați cu tot ce a însemnat și liceu, și școală primară, și internat pe două etaje. Practic, gândiți-vă, am transformat săl de clasă în cameră. Erau câte 10 persoane, 10 elevi. A fost o mare provocare pentru ei, într-un fel la început mai dificil, dar ulterior s-au bucurat că erau mai mulți și pentru noi, din perspectiva condițiilor oarecum, ne era așa o ușoară teamă de a nu satisface cerințele părinților, de a întâmpina anumite retrageri, dar mulțumim celui de sus, chiar n-am avut niciun astfel de caz, dimpotrivă, au venit copii către noi și experiențele acestea ne-au încurajat ca să visăm mai departe. Mai departe, cum este acum? Haideți să vedem de unde am plecat. Deci, ce nu exista, câți elevi erau atunci și cum este acum, în 2020? Deci eu, în 2017, am preluat școala, cred că poate la un nivel de cel mai redus din istoria școlii de număr de elevi, și anume 73 de elevi erau atunci. 73 de elevi, da. Câte clase? Asta? 4 clase. 4 clase. Atât. De liceu. Liceu. De liceu. Atât. Acum, în 2022, după toată povestea asta minunată pe care ne-a spus-o. Acum, în 2022, în anul acesta școlar, avem deja 7 clase. 7 clase, un număr de? Un număr de aproape 150 de elevi. 150, deci practic ne-am dublat. V-ați dublat, da, ne-am dublat numărul de efective. Și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca din toamna acestui an să creștem mai mult, pentru că istoria noastră și provocările noastre nu s-au oprit în 2019, au mers mai departe, a venit cumva peste noi și pandemia, oarecum ca și instituție, să spunem așa, a fost o binecuvântare, în ghilimele, pentru noi, din perspectiva că nu mai erau copii atât de înghesuiți și spațiile și aglomerat în condițiile improprii în care ne desfășuram activitatea perioada șantierului. Pe de altă parte, eram așa cu gândul să nu cumva să se sisteze lucrările șantierului și să avem mult de așteptat până se finalizează lucrările ca să ne putem muta din nou în școală, în casă nouă. Și ca urmare, am mers mai departe și mulțumim lui Dumnezeu că și aici El a intervenit și vă spun, în toată perioada pandemiei, nicio zi șantierul nu s-a oprit. Când multe activități erau online, erau de acasă, multe locuri de muncă au rămas neacoperite și ca urmare ne gândeam ce se va întâmpla cu acel șantier. Șantierul a mers mai departe, lucrările s-au finalizat, proiectul era de 2 ani, normal, ca să se finalizeze, dar s-au terminat într-un an și 2 luni. Într-un an și 2 luni. Practic, astfel încât astăzi sunteți în casă nouă. Exact. În casă, da, nouă. Haideți să auzim povestea promovării pentru 2022 liceul Maranata din Cluj. Promovare spusă chiar de copiii de la liceu. Ce urmează să vedem? Spuneți-ne câteva lucruri. Este un clipuleț foarte drăguț, făcut de ei. Am apreciat cât de creativ sunt, desigur, ei ne-au deschis ușile și am intrat în liceu. Acel gând din 2017 de a deschide și un alt profil, profilul real, specializarea științele naturii, acum a prins contur. Și practic din septembrie vom avea și această specializare, acest profil real. Pe lângă aceasta, ne-am gândit, odată că suntem în casă nouă, spațiile fiind mai generoase, pentru o grădiniță. Pentru o grădiniță. Toată această poveste o spun copiii, tinerii de la liceul Maranata din Cluj. Haideți să-i urmărim, după care revenim aici și continuăm povestea. Salut! Eu sunt Alexandra. Eu sunt Alex. Și azi o să vă arătăm de ce noi am ales Maranata. Acum 3 ani ne bucuram să deschidem în sfârșit o clasă pregătitoare pentru părinții care vor o educație diferită pentru copiii lor. O educație într-un mediu creștin unde copiii, prin activitățile școlare și evident și munca profesorilor din timpul orelor, pot dezvolta darurile primite de la Dumnezeu. Anul acesta ne bucurăm de începerea clasei a 3-a și a unei noi clase pregătitoare. Muzica.
Este momentul să vorbim de o altă etapă frumoasă din viață. Adolescența dezvoltată cel mai bine în perioada liceului. Pentru asta, ideea dezvoltării unui adolescent în cadrul liceului Maranata e excelentă. De mulți ani se încearcă o abordare clară și eficientă pentru ca în acest fel școala Maranata să poată pune la dispoziția elevilor de clasa 8-a din școlile locale și nu numai, încă o variantă pentru învățământul liceal, o clasă cu profil real. Din toamna anului 2022, la Maranata vei găsi, pe lângă profilul teologic, o clasă unde se studiază științele ale naturii. Liceul Maranata nu își propune să rezolve problemele acestui viac, dar își propune, pentru tinerii care vin aici, să le ofere repere de viață autentice și posibilități să-și dezvolte o morală autentică. Suntem convinși că aici, împreună cu Creatorul, puteți găsi un sens frumos de a trăi în viață. O inimă veselă este un bolian, dar în duh mâhnit usucă oasele. Proverbe 17:22. Mai mult decât un liceu, la Maranata o să te simți ca într-o familie, unde adolescenții învață să-și ajute semenii. Stai așa! Asta nu e tot. Dumnezeu ne-a binecuvântat atât de mult, încât în câteva luni vă veți putea aduce copii la grădinița creștină Maranata, care se va desfășura în aceeași locație a liceului, într-un spațiu special amenajat pentru cei mici, astfel încât cei mari să fie exemple pentru cei mici, iar cei mici să amintească mereu celor mari în formare deja fragilitatea, siguranța și dependența omului față de Creatorul lui. Nu v-am convins? Nu e așa? Eu cred că i-am convins. Absolut! Și mai mult de atât, te invităm și pe tine, drag adolescent, alături de noi. Noi suntem aici. Vino și tu! Sunt așa de convingători, vă reamintesc aici în studio alături de mine se află directoarea acestui liceu care ne-a povestit timp de 50 de minute experiențe cu adevărat minunate, experiențe de misiune, experiențe personale, experiențe ale școlii Maranata, ale liceului creștin Maranata din Cluj. Wow, ce frumos au realizat, așa de tonici sunt și toată clădirea arată așa de bine. Cum au realizat clipul? Aveți instrumentele necesare? I-ați pregătit să facă asta? Ei au realizat, este întreaga producție realizată de către elevi, fără experiență, practic, în incinta școlii. De 2-3 ani, acum fiind în clădirea nouă, am amenajat un mic studio, unde ei pot să se desfășoare la acest aspect ce ține de clipuri, de promovări, de filmulețe care le fac pentru activitățile care le avem în școală și în ideea de a promova. Într-un minut, dacă există ceva din povestea aceasta pe care noi am spus-o și care ar trebui cumva să adăugăm, să mai spunem, pentru că nu mai sunt foarte multe minute. Așadar, avem o clădire nouă, avem clase noi, avem proiect de grădiniță, avem copii minunați care au un studio și iată, sunt cei mai buni regizori, redactori și realizatori și promotori ai acestui proiect. Sunt așa de convinși și atât de tonici. De asemenea, am văzut că încă puteți opta pentru liceul Maranata din Cluj și puteți să vă înscrieți la liceu. Așadar, există și alte experiențe sau măcar să le amintim, pentru că nu mai avem mult. Exact. Chiar și în acest an școlar am trăit legat de ceea ce deschidem acum cu grădinița, cu grupa de limba română, grupa de limba maghiară. Practic, Aracipul s-a întâmplat vizita acestor evaluatori în decembrie. Noi în decembrie am depus planul de școlarizare, cumva din punct de vedere tehnic. Deci, 2021. Da.
și inspectoratul ne-a aprobat ca să știau de inițiativele noastre și ne-au dat voie din punct de vedere tehnic să solicităm aceste lucruri și oarecum a mers prin credință, a mers înainte de a primi autorizarea, pentru că autorizarea s-a primit doar acum, în aprilie 2022, și am pășit oarecum așa ca și Moise în mare, înainte de a face promovare, de a spune despre proiectele noastre, despre tot ceea ce vom deschide din septembrie, acum la aniversar din 2022, legat de toată oferta educațională. Practic, vom începe cu 5 formațiuni noi. Toată această poveste, într-un cuvânt, am văzut-o ca o chestie de misiune, ca o lucrare prin care să putem să ajungem la sufletele oamenilor și a copiilor care vin la noi în școală, pentru că avem și foarte mulți copii care nu sunt din biserica noastră, copii care sunt din oraș, din cartierul în care suntem ca și școală, și din punctul acesta de vedere am văzut ca o misiune de a-L propovădui pe Dumnezeu și principiile noastre și valorile noastre, pentru că cei mici cu siguranță sunt din oraș, de acolo, și nu mă așteptam la un număr extraordinar de elevi din cadrul bisericii, pentru că știam că nu e un număr numeros, și ca urmare toate eforturile noastre au mers și cu gândul acesta care ne-a călăuzit de misiune. Două întrebări și răspunsuri foarte scurte. Mai este loc și de viață personală? Am auzit că și soțul este implicat, face lucruri. Așadar, mai este loc? Prea puțin. Dar, într-adevăr, soțul m-a ajutat foarte mult și îi mulțumesc pentru tot sprijinul și susținerea, și facem o echipă și alături de colegii mei care m-au susținut, de fratele capelan, de doamnele învățătoare, de profesorii care îi avem, și sperăm să creștem ca număr și într-un viitor apropiat vă așteptăm și la Cluj să ne vizitați. Tot dragul. Și ultima întrebare, cum este să fii omul prin care Dumnezeu relansează o misiune, o lucrare? Un proiect de misiune de educație, Liceul Maranata. Este o provocare imensă. Dumnezeu, nu știu de ce a considerat că e nevoie să fiu în acel loc, dar prin experiențele prin care m-a purtat, am văzut că a deschis practic marea așa cum a deschis-o pentru Moise, și am convingerea că este școala lui, nu este școala noastră, și a intervenit cu mare putere, și pentru asta îi suntem recunoscători, și eu am fost doar un simplu om care a fost acolo, nimic mai mult. Cum a spus. Mulțumesc mult pentru că astăzi ați fost aici, ați împărtășit cu noi această poveste de misiune, poveste personală, poveste până la urmă a unui liceu creștin, Liceul Maranata din Cluj. Ce să vă dorim mai departe? Cât mai multe clase, cât mai mulți elevi, cât mai multe rezultate, pentru că de-abia de acum e timpul să vă bucurați. Până acum ați luptat. Așa atât e. Mulțumim. Mulțumim frumos. Dar iată acum, din aprilie 2022, practic ați obținut. Sperăm. Mergem înainte cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu înainte. Aceasta este într-adevăr deviza. Încă o dată mulțumesc și vă mai aștept și la mulți ani, 30 de ani Liceul Maranata. Mulțumim. Chiar vom avea o sărbare la final de septembrie anul acesta, pentru că suntem deja din 1992, 2022, e o zi de sărbătoare și vă așteptăm. Și aveți ce sărbători. Poate sunteți prin Cluj și mulțumim. Vom face un eveniment deosebit. Dragii mei, aici se încheie Jurnal de Credință. Nu știu cum vă simțiți voi, am stat așa într-o tensiune imensă ca să aflăm fiecare detaliul a acestei experiențe, iar acum când avem rezultatul, am intrat și în școala Maranata, ce putem spune decât că l-am văzut pe Dumnezeu și am văzut un om care îl întreabă pe Dumnezeu și lucrurile merg și se produc, iar minunile, da, minunile se întâmplă atunci când ești conectat acolo cu Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa, până săptămâna viitoare ținem aproape unii de alții și de Dumnezeu. Numai bine vă doresc!